Ioana, e tot ce a mai rămas PNL-ului în acest moment, singurul rol pe care și-l mai asumă în acest moment, să dea cu disperare din mâini și din piciorușe, să mai prindă ceva, să se agațe cumva de această guvernare, chiar cu prețul de a-i sacrifica, iată, pe cei de la UDMR? Da, în mod evident. Este o disperare totală. Deci aici am ajuns. De a pune mâna pe ceva, de a apuca și ei ceva, pentru că, într-adevăr, împărțiala îi dezavantajează crâncen dacă mai scădem și ministerele care se duc direct la Cotroceni, Educația Externele și Justiția, cu ce rămân? Cu mai nimic. Mai ce-și domnul Ciucă, care e tot al Cotrocenilor la interne, așa se zvonește cel puțin, și s-a terminat lucrarea. Deci lucrurile sunt foarte, foarte complicate pentru liberali, însă ceea ce se întâmplă acum mie mi se pare extrem de grav, dar extrem de grav, pentru că aruncă în aer toate argumentele de până acum. Deci cine spunea domnul Iohannis că trebuie stabilitate, da? Deci face această coaliție în numele stabilității. Și domnul Grindeanu, l-am auzit vorbind de stabilitate. Care stabilitate? Când fix Canmiorița, că ne aflăm Canmiorița, doi ciobani năvălesc pe al treilea că e mai ortoman și are o ministere mai multe, mândre și cornute. Deci năvălesc pe... UDMR nu este parte din acest protocol, să ne înțelegem. Iar argumentul lui lor e foarte corect. Doamne, noi suntem de acord cu reducerea din ministere, dăm sportul. E în regulă, nu e nicio problemă. Dar de ce năvăliți pe ministerele noastre? Am fost noi parte din înțelegere? De altă parte, spectacolul este dezgustător. Adică, după ce am spus, domnule, facem o rotativă ca să demonstrăm clasa politică, am înțeles niște reguli, putem să fim serioși, putem să respectăm niște înțelegeri, suntem... Acum ce facem? Vedem o păruială generală în care au sărit să-l pocnească pe Kelemen Unor, Kelemen Funor pleacă de acolo, se ceartă între ei, nu mai respectă nimic și atunci ne mirăm că va ajunge aur la 30%. Ne mirăm foarte tare. Dar să nu uităm nicio clipă că dincolo de Rusia, dincolo de toate poveștile despre aur, dincolo de un nucleu dur care crede că pământul e plat și că umanitatea s-a născut cu dacii liberi, dincolo de aceștia, în jurul aur se grupează niște oameni exasperați exact de acest gen de spectacol politic și de efectele lui, desigur. Incompetență, incoerență, șaf generalizat. Asta se întâmplă. Să nu se mire atunci că vom ajunge într-o situație disperată pentru că oamenii au ajuns la capătul puterilor. Da. Din cauza acestui gen de manifestări.